Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine ați venit la prezentarea cărții albe, ediția 7-2021. Mă numesc Ana Groza, sunt director executiv al Asociației Investitorilor Străini și astăzi voi avea rolul de moderator. Vreau să mulțumesc în numele Asociației Investitorilor Străini, reprezentanților autorităților publice centrale și locale, corpului diplomatic, membrilor FIA, experților, colegilor din asociații de business care astăzi sunt alături de noi. Evenimentul de astăzi este în format hibrid, în forma unei mese rotunde. Avem o parte din oficiali și speakeri fizic în sală, dar și avem conectați cealaltă parte, numai puțin importanți, pe online. Conform agendei, astăzi vom avea 10 prezentări făcute de către membrii FIA și vreau să mulțumesc speakerilor că au acceptat această provocare, au elaborat prezentările, au spicuit cele mai importante propuneri pentru a îmbunătăți climatul investițional. Doamnelor și domnilor, cu regret, doamna prim-ministru Natalia Gavriliță nu a avut posibilitatea să fie fizic în sală, având în vedere că are o vizită de serviciu la Bruxelles, însă cu această ocazie a fost înregistrat un mesaj de salut din numele dumneei. Să-l vizionăm! Dragi investitori, țin să vă mulțumesc pentru efortul de a construi afaceri în Republica Moldova. Știu că suntem o țară care a avut perioade de incertitudine. În același timp, știu că Moldova oferă și oportunități pe care mulți dintre voi le folosesc cu succes. Noua guvernare își dorește să aducă mai multă predictibilitate și corectitudine în relația stat-business. Cred că un pas important în crearea acestei stabilități l-au făcut în ultimul an cetățenii acestei țări, care după o lungă perioadă au ales ca președintele, parlamentul și guvernul să funcționeze în armonie și să putem avea o guvernare deplină de 4 ani pentru a rezolva problemele cronice și grave ale acestei țări. Îmi doresc să fim o guvernare pro-investiții, pro-business, o guvernare pro-creștere economică și o guvernare anticorupție. În acest sens, aportul Asociației Investitorilor Străini este de apreciat, iar cartea albă pe care o publicați al 7-lea an la rând ne ajută să înțelegem mai bine perspectiva sectorului real al economiei asupra politicilor și oportunităților Republicii Moldova. Investițiile ajută țara noastră nu doar prin crearea unor locuri de muncă și creștere economică. Investițiile ne aduc know-how, cultură managerială, integrare în circuitele economice, creșterea productivității și multe alte avantaje care au impact social enorm. Sunt sigură că vom lucra împreună să facem mediul de afaceri din Moldova mai prietenos investițiilor. Vă mulțumesc! Îi mulțumim doamnei prim-ministru pentru acest mesaj inspirațional. Într-adevăr, mediul de afaceri are nevoie de un aliat în persoana unui guvern pro-business, pro-reforme. Astăzi suntem aici și vreau să ofer cuvânt introductiv președintelui Asociației Investitorilor Străini, speakerului Comitetului de Conducere, Suzuker Moldova, dr. Alexander Kos. Большое спасибо, уважаемые дамы и господа. Позвольте еще раз поблагодарить премьер-министра за дружественное, оптимистичное вступление. Для начала я бы хотел рассказать всем присутствующим и тем, кто нас видит, о том, что такое ассоциация иностранных инвесторов и какие цели она преследует. Наша ассоциация была создана в 2005 году. Она состоит из самых крупных инвесторов в экономику Республики Молдова. Сегодня она насчитывает 22 члена. Цели, которые она преследует, не имеют никаких политических или партийных векторов. Мы вне политики. Наша основная задача – это помочь властям обеспечить формирование нормальной бизнес-среды, оптимальных рамочных условий для развития экономики Молдовы. И речь здесь идет не только об иностранных инвестициях, а также и о местных предприятиях. Последнее время мы сталкиваемся с тем, что в определенных экспертных кругах бытует мнение о том, что иностранные инвестиции не настолько важны, как малый и средний бизнес. И основное внимание надо уделять развитию именно этого сектора экономики. Мы позволили себе в этом усомниться, и Business Intelligence Service вместе с Институтом экономики
экономических исследований Национальным институтом экономических исследований Молдовы провели соответствующее исследование. Результаты этого исследования для нас не были сюрпризом. Может быть, они позволят понять тем, кто занимает другую позицию, понять, как на самом деле обстоят дела с важностью привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. Дорогие друзья, вы видите, что количество предприятий с иностранными инвестициями составляет всего 7,5%, но при этом на их долю приходится около 30% поступлений подоходного налога и около четверти от общей суммы взносов специального медицинского страхования и в социальный фонд. В период с 2010 по 2019 год количество работников на предприятиях с иностранными инвестициями увеличилось в полтора раза, с 66 до 90 тысяч человек. И при этом уровень оплаты труда на этих предприятиях был в два раза выше, чем в местных локальных предприятиях с частной формой собственности, в полтора раза выше, чем в среднем по стране. Естественно, что расчеты средней зарплаты по стране учитывали зарплату на предприятиях с иностранными инвестициями. Таким образом, мы видим, что 7,5% общего числа предприятий с иностранными инвестициями создают 16,3% рабочих мест в Республике Молдовы, и их вклад в совокупный доход от продаж составляет 28,4%, что свидетельствует об их высокой эффективности. Нельзя забывать, что именно иностранные инвестиции стимулируют развитие местного бизнеса. И, как правило, вокруг предприятий с иностранными инвестициями возникают целые кластеры местных предприятий. Я привожу часто в пример Зюцукер Молдова. Мы создали миллионеров в сельском хозяйстве, десятки миллионеров в сельском хозяйстве. Начинали практически с нуля после программы ПМЫНТ, когда земля была роздана по одному гектару всем владельцам квот. Мы помогли объединить эти квоты, укрупнить эти хозяйства, внедрить передовые технологии. Сейчас можно только порадоваться тем успехам, которые они достигли. Несмотря на высокую эффективность иностранных инвестиций, наша страна значительно отстает от всех остальных стран в регионе, в Европейском Союзе по уровню привлечения этих инвестиций. Это печальный факт. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на эту таблицу, обратили внимание на высокие столбцы. Я о них скажу позже. Они касаются таких стран, как Албания, Литва, Латвия, Грузия. Итак, Молдова находится в жесткой конкуренции за иностранные инвестиции с другими странами и проигрывает ее. Ключевыми моментами, которые могут улучшить инвестиционный климат, мы считаем последовательную государственную политику, направленную на снижение уровня коррупции, на поддержание добросовестной конкуренции, а также обеспечение преференциальных, либо как минимум равных и стабильных рамочных условий как для иностранных, так и для местных инвесторов. Одной из самых эффективных платформ для взаимодействия Ассоциации иностранных инвесторов с властями является «Белая книга», на презентации которой вы сейчас присутствуете. Эта книга – это сборник рекомендаций, составленных экспертами крупнейших, еще раз повторяю, предприятий с иностранными инвестициями, в уровне компетенции которых сомневаться не приходится. Хочу отметить, что с момента начала издания «Белой книги» до сегодняшнего дня мы работаем в постоянном и тесном контакте с властями, независимо, скажем так, от их окраски, речь идет о бизнесе. И за это время большинство, подавляющее большинство наших рекомендаций было внедрено на благо Республики Молдова и молдавского народа. И даже в последнее издание «Белой книги», которое вышло в 2019 году, из него около 70% наших рекомендаций либо приняты, либо находятся в стадии рассмотрения. Главным условием привлечения инвестиций является обеспечение защиты частной собственности и верховенства права в Республике Молдова. Если вы вспомните предыдущую табличку, на которую я просил вас обратить внимание, эти высокие столбцы, один из них, самый высокий, принадлежит Албании, которая добилась такого объема привлечения инвестиций, в первую очередь благодаря той реформе, которая там была проведена, реформа юстиции с привлечением постоянной мониторинговой миссии партнеров.
Первое, что они сделали, это очистили систему юстиции, очистили судебную систему от коррумпированных элементов. Иностранный бизнес, местный бизнес почувствовал себя в безопасности и начал активно развиваться. И мы считаем, что система правосудия в Республике Молдова должна быть радикально изменена. Об этом мы говорили на презентации предыдущего издания «Белой книги» в 2019 году. И мы продолжаем настаивать на этом и сейчас. Об этом я расскажу позже в презентации главы «Реформа юстиции». В этом году «Белая книга» включает 10 глав. Одна новая глава касается системы финансов. Это банковская сфера и страхование. Буду рад тому, что вы ознакомитесь и с ней. ФЕ очень рассчитывает на то, что интеллектуальный потенциал наших экспертов будет задействован, использован на благо Молдовы, на благо ее народа. Мы очень надеемся на конструктивный диалог с властями Молдовы. И в заключение своего вступительного слова я хочу от всей души поблагодарить экспертов, членов ФЕ за тот вклад, который они внесли в написание этой белой книги. Спасибо вам огромное. Dr. Cos, mulțumesc foarte mult pentru acest discurs introductiv. Vreau să completez că studiul despre care s-a menționat mai sus, impactul investițiilor străine directe în economia Republicii Moldova, poate fi găsit pe pagina oficială a asociației, în versiune și română și engleză. De asemenea, și cartea albă va fi disponibilă începând cu ziua de mâine, la fel versiunea română și versiunea engleză. Acum propun să trecem nemijlocit la prezentările conform capitolilor din Cartea Albă, după cum am spus, avem 10 la număr. Acestea vor fi prezentate de către conducătorii companiilor membre FIA și ofer cuvânt din nou președintele Asociației Investitorilor Străini pentru a prezenta capitolul Reforma Justiției, cea mai dureroasă, cel mai sensibil subiect care impactează într-o oarecare măsură toți investitorii, atât străini cât și local. Vă rog. Спасибо большое. Актуальное издание «Белой книги», как уже было сказано, начинается с самой главной, на наш взгляд, главы, с самой главной проблемы, которая существует в Молдове. Это борьба с коррупцией, как добиться того, чтобы законы исполнялись, чтобы правосудие исполнялось и чтобы наказание за нарушение законов было неотвратимым, а суд справедливым. Во многих случаях столкновение с молдавской юстицией вызывает у инвесторов шок. Таких шоков каждый из нас, иностранных инвесторов, пережил большое количество. Да, у нас, скажем так, кожа задубела, мы можем их выносить. Но те, кто впервые прибывает в эту республику, они задумываются о том, надо ли идти сюда, рисковать своими капиталами, вкладывать их в экономику Молдовы, если судебная система настолько, так сказать, непредсказуема и специфична в кавычках. Итак, коррупция является основным препятствием для инвестиций в Республике Молдова. Это подтверждается тем, что в рейтинге Transparency International Молдова занимает 115 место из 180 стран и набрала всего 34 пункта. И несмотря на улучшение наличие правовой институциональной базы, Молдова по-прежнему страдает от коррупции в управлении. Об этом было сказано в отчете МВФ 2021 года. В рейтинге мы искренне рады тому, что наш призыв к коренной реконструкции системы юстиции, изложенный в первой главе «Белой книги» издания 2019 года, был услышан тогдашним премьер-министром, ныне президентом Республики Молдова, госпожой Майей Санду. Ее последняя позиция в решении этой жизненно важной задачи – намерение новой власти довести именно эту настоящую, а не декларируемую реформу юстиции до конца, внушают нам, иностранным инвесторам, да и всей прогрессивной части молдавского общества, надежду на светлое будущее этой многострадальной страны. Кое-что уже делается, вы видите, статус актуальный, инициирована оценка судей и прокуроров с привлечением внешних независимых экспертов и разрабатывается методология объективной проверки соответствия реальной стоимости имущества судей и прокуроров их доходам. Мы видим, как независимая в кавычках система юстиции сопротивляется очевидно необходимым для ее очищения переменам, демонстрируя свою реальную специфичную сущность.
Каждый из инвесторов, как я уже сказал, имеет массу примеров неадекватных и противоправных судебных решений. Однако все наши попытки добиться справедливости в Молдове натыкаются на глухую стену жесткого противостояния и круговой поруки, свойственной скорее криминальным группировкам, чем цивилизованному обществу. Да, мы крупные инвесторы, в конце концов мы добиваемся своего и выигрываем суды в Европейском суде. Нам возвращают те деньги, которые мы потеряли в этой республике. Но мне непонятно, почему народ Молдовы должен платить из своего кармана, из бюджета государственного, средства, которые были потеряны из-за криминальных представителей системы юстиции. Так же, как и новые власти Молдовы, мы убеждены, что суды и прокуратура, сформированные на руинах советской номенклатурной системы, в условиях разгула коррупции и в неоднократно захваченном государстве, не в состоянии самостоятельно очиститься от нечестных, коррумпированных функционеров. Скорее можно поверить в то, что барон Мюнхгаузен вытащил себя вместе с конем за волосы из болота, чем в то, что они смогут изнутри себя сформировать какую-то более-менее адекватную систему, которая отвечает интересам молдавского народа. Поэтому мы по-прежнему жестко настаиваем на необходимости внедрения мониторинговой миссии. Обоснования для этого есть, их более чем достаточно, их я уже озвучил. Это было захваченное государство, вся эта система правосудия была сформирована в захваченном государстве. И для того, чтобы ее изменить, нужно, безусловно, внешнее вмешательство, нужна третья мощная сила. И мы настаиваем на том, чтобы была создана специальная мониторинговая миссия с участием партнеров по развитию на минимальный переходный период около 10 лет. Члены мониторинговой миссии должны иметь право доступа ко всем делам, которые ведутся от момента их начала до момента их завершения, их рассмотрения. Эта мониторинговая миссия должна осуществлять надзор на всех этапах. Эта практика в Европе уже существует, я уже называл Албанию. Было бы полезно присмотреться к ее опыту. Есть много дискуссий на эту тему. Не все считают опыт Албании позитивным, но тот, кто был в Албании 6 лет назад, и тот, кто приезжает в Албанию сейчас, не узнает эту страну. Действительно фантастические, сумасшедшие изменения, в том числе и в менталитете людей, которые наконец-то поверили в то, что справедливость и правда могут торжествовать. Конечно же, нужна готовность партнеров по развитию поддержать этот проект. Это очень непросто, риски очень высоки для них, но я надеюсь, что они на эти риски пойдут и помогут нынешним властям, которые чисты, намерения которых очевидно понятны и гармоничны, и идут в резонанс с европейскими декларациями, что они помогут им достичь победы. Основные компоненты вы видите на этом слайде. Мы говорим о них неоднократно и нет смысла повторяться. Кроме этого, нам бы хотелось кратко остановиться на некоторых вопросах, которые Ассоциация иностранных инвесторов продвигает последние годы, на так называемой декриминализации экономических преступлений. Не секрет, что чрезмерно жесткие наказания и несовершенство законодательства сделали возможным давление на бизнес, которое часто завершается захватом и переделом собственности. Это было очень популярно в последние годы. На наш взгляд, необходимо ввести законодательный запрет на применение ареста как меры пресечения при таких малосерьезных нарушениях, которые связаны с ведением бизнеса. Речь здесь, конечно, не идет о фальшивомонетчиках, о мошенничестве в банковской сфере, о изготовлении у прочих мошенничеств, подделке документов. Речь идет об ошибках, которые те или иные бизнесмены допускают в ходе ведения бизнеса, и зачастую их за эти ошибки швыряют в тюрьму, и они там находятся длительное время. Есть и моменты, касающиеся необходимости специализации судей, есть моменты, которые касаются исключения так называемого судебного посредничества, которое на самом деле просто откладывает введение решения судов на 45 дней без каких-либо позитивных последствий для бизнеса. Решение этих задач даст возможность предприятиям, допустившим незначительные нарушения, выплатить требуемые штрафы и продолжить свою работу без того, чтобы работники страдали, не
не получая заработную плату, я уже не говорю о банкротстве этих предприятий. Существуют серьезные проблемы в законодательстве, регламентирующем как запрос информации, связанной с тайной перепиской или личных данных, так и с требованиями госорганов по блокированию доступа к веб-страницам. Надеемся на скорое устранение этих пробелов. Прошу прощения. Дамы и господа, иностранные инвесторы, входящие в ФИА, давно работают в Молдове. Могу вас заверить, что реальная реформа системы правосудия не только помогла бы привлечь иностранные инвестиции, но и позволила эффективно развиваться всему бизнес-сообществу Молдовы, а значит и всей экономике Республики Молдова. Благодарю вас за внимание. Доктор Кост, мулцумесc foarte mult pentru această prezentare. Conform agendei, următoarea prezentare ține de legislația fiscală, care va fi prezentată de către Alexandru Burdeianu, director financiar la Draxel Mayer. Alexandru, vă rog. Stimați colegi, stimați audiență, eu am ocazia să prezint astăzi blocul din cartea albă propunerile pe legislație fiscală. Având în vedere nivelul de investiții care a fost menționat și de domnul Cos, investițiile străine în Republica Moldova, orice investor, înainte de a intra pe o piață nouă, analizează mai multe aspecte, dar în special unul de o atenție deosebită este legislația fiscală. Pentru orice business e important să aibă o reguli predictibile, clare și transparente în acolo unde activează. Asigurarea unui proces de consultări publice care este în Moldova, poate nu tot timpul lucrează, dar noi credem că el trebuie să funcționeze pe viitor și să fie elaborat de toți, să fie făcute consultări publice cu toți actorii implicați și elaborarea analizei de impact. De asemenea, să fie asigurat un termen de grație pentru aplicarea și intrarea în vigoare a legislației modificate. Dacă să facem o retrospectivă la propunerile cărții albe care a fost făcută în 2019, doamna prim-ministru a participat și atunci la prezentare, ci drept în calitate de ministru finanțelor, putem constata că au fost acceptate și implementate un șir de propuneri, spunem, eu o să mă opresc la trei din ele, noi vorbim de stabilirea cotelor accizilor pe perioadă de 3 ani și achitarea acestor la data de 25 a lunii următoare. A fost de asemenea aprobată deducerea provizioanelor pentru creanțele nerecuperabile și revizuirea normelor de consum la combustibil. În vederea îmbunătățirii continue a legislației fiscale și a cadrului legal în general și pentru facilitarea activității operaționale a agenților economici de Republică, noi am venit cu un șir de propuneri în Cartea Albă, care a fost elaborat de comun acord cu toți experții ai membrilor Asociației FIA și o să menționez unele din ele, spunem așa, de importanță majoră. În primul rând, aprobarea unei metodologii unice și obligatorii pentru toate autoritățile publice locale de către necalcularea taxelor locale. La moment, nu avem o predictibilitate în domeniul dat, fiecare autoritate publică locală își calculează și implementează taxe locale după, spunem așa, viziunile proprii. Ceea ce duce că agenții economici nu au predictibilitate pe următorii ani care taxe urmează să achite. Propunem deducerea cheltuielor pentru asigurarea medicală facultativă a salariaților, ceea ce aduce în situația actuală atât la sporirea atractivității angajatorului, poate să ofere anumite facilități angajaților săi, de asemenea la susținerea și dezvoltarea sectorului privat medical, care vine în suportul sistemului medical de stat, care la moment este într-o seafă sub o presiune majoră în situația actuală. De asemenea, propunem majorarea valorii nominale etichetelor de masă până la 100 de lei. Aceasta la fel ar face ca angajatorul să creeze condiții mai bune de lucru pentru angajații săi și ar fi un suport pentru domeniul Horeca, unde etichetele date pot fi valorificate. O propunere importantă, să spune, cu un impact major, ar fi majorarea sau excluderea limitei maxime a plafonului de transport pentru transportarea angajaților întreprinderii la moment de 35 de lei pe zi, ceea ce e peste, e impozitat ca un beneficiu al angajatului. Aceasta duce la ce că companiile care urmează să angajeze persoane din regiuni îndepărtate, acolo unde este rată șomajul destul de înalt, nu merg în regiunile date din cauza costurilor suplimentare. Considerăm că implementarea propunerii date ar duce la dezvoltarea sectorului transport privat,
Шила десемнила редуче радатло, что мажло и золен депортати. Вот вим десати, унди, да кнусы так гажать писуально, половорму писуально мигрязу. Такая вим миграция демунка. Кредим, сау сперем, ка пропунили дати, карсеты карте албла, капитул легислации фискалы, лармутари презентари, карси албли, вам регасила капитул имплементатив. Мулцумеска. Alexandru, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Vreau să menționez colegilor că propunerile care sunt prezentate astăzi de către speakerii noștri sunt cele mai importante în viziunea dânșilor. Și cu titlul de informare, săptămâna aceasta, Ministerul Finanțelor ne-a invitat să discutăm propunerile depuse de către asociațiile de business în proiectul de consultare a politicilor fiscale și vamale pentru 2021. Cu siguranță FIE va fi prezentă și va enunța toate propunerile menționate aici. Mulțumesc. Conform agendei, următoarea prezentare ține de relațiile de muncă și o va prezenta Igor Corman, director general SIE Borneți SRL. Mulțumesc, Ana. Doamnelor și domnilor, eu am să mă refer succint la capitolul din Cartea Albă privind relațiile de muncă, care, după cum înțelegem cu toții, sunt destul de importante pentru toți membrii Asociației Investitorilor Străini, mai ales cei care au proiecte mai mari, de mii de oameni. Deci reprezintă un subiect destul de sensibil, dar în același timp prioritar. În dependență de scopul care îl urmăresc propunerile pe care noi le prezentăm, în această prezentare ele sunt grupate în trei categorii. Cele care se referă la competitivitatea forței de muncă, care se referă la flexibilitatea relațiilor de muncă și o comunicare eficientă. Prima categorie, ce și puteți urmări pe acest slide, care țin de flexibilitatea relațiilor de muncă, de fapt, eu cred că deja s-a trecut la peste un slide, am să încerc să revin, da, competitivitatea forței de muncă. Deci sunt un șir de propuneri care noi le-am discutat, de fapt, și anterior, și în ediția precedentă. Câteva exemple doar, deci cum ar fi posibilitatea de a semna contractele individuale de muncă pe o perioadă determinată de 2 ani. Înțelegem foarte bine că sunt multe genuri de activitate unde pe o perioadă nedeterminată nu este nici în interesul business-ului, nu este nici în interesul angajaților. Asemenea, prevederi sunt în multe țări ale Uniunii Europene, este suficient să numim aici doar exemplul României. De asemenea, majorarea perioadei de probă de la 3 la 6 ani ca să fie posibil o verificare adecvată a aptitudinilor personale a angajaților, posibilitatea suspendării acestor contracte în cazul absențelor nemotivate, iarăși sunt un șir întreg de impedimente care țin mai mult de informarea sau neinformarea angajaților și angajatorului. De asemenea, stabilirea concediului anual la 20 de zile lucrătoare, iarăși un subiect important, deja din prisma intereselor angajaților, fiindcă în condițiile actuale, când noi avem deci, stabilit în codul muncii 28 de zile calendaristice, angajatul este în pierdere atunci când îi se calculează indemnizația pentru concediu, ca să se revină la un calcul corect a salariului de bază pentru zile lucrătoare, se impune această modificare, care de asemenea este prezent în legislația multor țări ale Uniunii Europene. Reglementarea muncii prin agent de muncă temporar, reglementarea timpului de inițiere la locul de muncă, iarăși care ar scoate un serie întreg de impedimente birocratice. Un subiect important este și reglementarea separată a raporturilor de ucenicie în învățământul dual. Am vorbit foarte mult de importanța dezvoltării învățământului dual. La moment, noi avem deci, o referire în codul muncii că acest contract de ucenicie este unul de drept civil. În opinia noastră, deci ar trebui să fie elaborat și adoptat un act legislativ special care să se referă, să reglementeze toate aceste raporturi de ucenicie, să fie găsite soluții, compromisuri rezonabile privind compensarea cheltuielilor de către ucenic, oferirea facilităților fiscale pentru ucenici și așa mai departe. Alte propuneri care se regăsesc în Cartea Albă, la acest capitol, țin iarăși de flexibilitatea relațiilor de muncă, cum ar fi achitarea indemnizației de concediu plătit odată cu plata salariului, achitarea salariului la demisie odată cu plata ultimului salariu și mai departe. Toți cei care au întreprinderi mari, cum foarte mulți angajați, înțeleg că multe
prevederi ale codului muncii, de fapt, ele sunt formale tocmai din această situație și se impune ca să revenim la realitate, să ajustăm codul muncii. De asemenea, sunt și alte reglementări absente în codul muncii la moment, cum ar fi reglementarea clauzei de neconcurență, a clauzei de confidențialitate. De asemenea, munca de zilieri, deci nu este definită. Mai avem încă din perioadele vechi sovietice așa unele obligativități, cum ar fi ținerea și raportarea militară a angajaților. Câteva propuneri mai importante, deci care se referă la comunicarea mai eficientă, care ține de simplificarea procedurilor de planificare a concediilor, de asemenea a metodei de informare a angajaților cu privire la programul de muncă în schimburi. Un aspect important este nu doar simplificarea procedurii de atragere la muncă suplimentară a angajaților, dar și creșterea numărului de ore permise pentru muncă suplimentară, fiindcă în codul muncii noi avem 120 de ore, cu acordul reprezentanților angajaților 240, ceea ce este puțin, dacă ne referim la România, de exemplu, acolo sunt vreo 460 de ore pe an. Și mai sunt și alte momente nu mai puțin importante, nu voi intra în detalii, vreau doar ca concluzie să reiterez faptul că toate aceste propuneri, în primul rând, sunt orientate spre dezvoltarea mediului de afaceri, să ofere posibilități de dezvoltare atât companiilor, dar un lucru foarte important, într-al doilea rând, deci să se găsească o balanță rezonabilă, normală, a intereselor atât a angajatorului cât și a angajaților. Și aceste propuneri, ele se bazează și pe cele mai bune practici și pe experiența țărilor și din regiune și din cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc! Domnule Corman, mulțumesc foarte mult! Cunosc că este conectat pe online Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, și sperăm foarte mult că la ediția viitoare a Cărții Albe, ceea ce ați menționat astăzi dumneavoastră va fi la capitolul implementate. Cu scuzele de rigoare, dar într-adevăr domeniul legislației muncii este unul foarte rigid, este prevederile codului muncii sunt cu reminiscențe sovietice, cunoaștem toți de acest fapt, și intenția investitorilor străini este de a moderniza relațiile de muncă. Mulțumesc mult! Următorul capitol este concurență, care va fi prezentat de către directorul general Metro Cash & Carry, Sergei Martinov. Vă rog! Bună ziua, stimați colegi, stimată audiență! Astăzi mă voi referi la capitolul ce ține de concurență și libertatea pieței. Eu reprezint o companie germană care operează în Moldova de 17 ani, 600 de angajați, și ne-am ciocnit la direct cu aceste aspecte foarte importante pe parcursul activității. Aș vrea să pornesc la prevederile Constituției, care spune foarte clar că piața este una liberă, inițiativă economică, concurența loială sunt factori de bază a economiei care ar trebui să reglementeze și să ne asigure libera funcționare a economiei. Pe parcurs ar trebui să funcționeze un dialog ca să asigurăm un cadru de funcționare între Consiliul Concurenței, acea unitate publică centrală care ar trebui să asigure cadrul normativ, autoritățile publice, centrale și locale și mediul de afaceri. Platformele de business sau asociațiile de business, cum ar fi și FIE, sunt un instrument oportun prin care să poate să asigure acest dialog. Vrem să fim auziți, vrem să fim considerați atunci când ne expunem asupra unui subiect. O concurență sănătoasă este un element definitoriu al eficienței pieței și contribuie direct la echilibrul economic și bunăstarea societății. Din acest motiv, membrii Asociației Investitorilor Străini, care reprezintă în mare parte companii mari, oneste, cu sisteme bune de valori corporative la nivelul gestionării afacerilor, susțin concurența loială, echitabilă și practicile concurențiale transparente și corecte. Prin ce se manifestă acest mediu concurențial sănătos? În primul rând, intervenția statului ar trebui să fie atunci când este cazul, când sunt situații grave și este necesar acest lucru, și nu prin anumite măsuri pe locuri manipulatorii, cum au avut loc. Independența Consiliului Concurenței este un instituție care ar trebui să aibă capacitatea să exercite atribuțiile și să asigure acest echilibru între jucătorii pe piață.
asigurarea unui cadru legal adecvat. Normele legale trebuie să fie previzibile și trebuie să încurajeze concurența și dezvoltarea jucătorilor pe piață. Vreau să mă refer pe scurt la legea comerțului interior. Ultimii 12 ani a fost foarte profund dezbătută, modificată, afectat sistemic modul în care s-a dezvoltat afacerile în comerț și chiar și astăzi. În vigoare este o normă care asigură o perturbație profundă a comerțului. Dacă să ne referim la legile care sunt la legea comerțului în versiunea actuală, astăzi noi avem norme care sunt profund anticoncurențiale, aspecte care noi venim cu recomandarea să fie luate în calcul pentru viitor. Și reducerea economiei informale. Ce înseamnă economie informală? Este acel parte economiei care nu este fiscalizată, care nu este controlată și care nu vine cu aport în buget. Conform ultimului sondaj, în 2019, asta a reprezentat 25%. Noi credem că sunt sectoare ale economiei unde ponderea este mult mai mare, până la 50%. Sunt acele valori care nu ajung în bugetul de stat, astfel nu sunt controlate și nu pot fi gestionate și nu contribuie la dezvoltarea țării. Noi mai credem că ar trebui să venim cu unele propuneri pentru ca să asigure acele dezvoltări. În primul rând, modificarea legii concurenței pentru a pronunța și a consolida statutul Consiliului Concurenței ca entitate centrală de asigurare unui climat și a pieței libere. Iarăși, un subiect foarte mult dezbătut este patenta de antreprenzător. Credem că trebuie să fie subiectul dezbătut și reglementat. Subiectul importurilor paralele la fel este foarte activ pentru mediul de afaceri și credem la fel trebuie să fie împărtățit cadrul legal. Reducerea mixtiunii excesive a statului în activitatea economică. Iarăși avem domenii unde legile sunt foarte pronunțate și reglementează foarte dur activitatea economică. Și nu în ultimul rând, înainte de orice modificare legislativă, este important să consultăm avizul Consiliului Concurenței, lucru care nu s-a făcut în trecut. Și avem modificări legislative intrate în vigoare, unde Consiliul Concurenței a venit foarte clar cu o opinie diferită de ceea ce a fost promovat. În concluzie, aș vrea să menționez că doar prin asigurarea unui climat economic și a unei piețe libere, noi putem să ajungem la dezvoltarea economiei și a societății pe ansamblu. Vă mulțumesc! Serghei, mulțumesc foarte mult. Ofer cuvânt pentru prezentarea capitolului Managementul deșeurilor domnului Alpan Akpece, director general EFES Vitanta Brewery și vicepreședintele FIA. Thank you, dear participants. At the moment, the all humanity is facing multiple ecological problems that endanger our own existence, but also that of the nature in general, and Moldova is not an exception. One of the most important causes of the negative consequences said above is the mismanagement of waste. Considering that actions that should be taken are an imperative for the country, the Foreign Investor Association advocates for adjusting the legal framework and improving the institutional capacity to implement the international commitments in the field of integrated waste management. We consider it to properly apply the new concept of extended producer responsibility provided by the national legislation. It is widely implemented in different developed countries around the world and imposes on the producers the obligation to bear the costs for the correct collection, treatment, recovery, or disposal of the waste generated by products placed on the market. Situation has changed, referring to the previous edition of the White Book, and a certain number of suggestions that we had were already implemented, but there is still some room for improvements and collaboration in between the state and the government and the private sector. As the regulation on electric, As the regulation on electric and electronic equipment waste was approved, we see that there are some missing provisions, and we suggest to establish the unit reference value for items covered by the waste regulation. A tax incentives for producers implementing the waste regulation in order to direct financial resources towards ensuring EPR, as well as to encourage producers to create collective sheen.
to elaborate a normative framework to regulate the obligations of natural persons regarding the recycling of waste, including their sanctioning, in case of non-compliance with their respective obligations, as we understand that the waste management is not only a subject of business responsibility, it is a matter of civic responsibility too. Another important subject that is not only about waste management, but mostly about limiting waste, especially of the food. In this sense, FIA insists about the importance of elaboration and approval of the dedicated regulation that will establish the role of each participant in food sector in preventing food waste. The mechanism for the free and reduced delivery of food to beneficiaries, the fiscal facilities offered to the economic agents in the food sector that implement within their enterprise mechanism for the prevention of food waste and for transmission of surplus food products to the beneficiaries, and the existence of an electronic platform that will facilitate monitoring and logistics related to the food waste reduction. Packaging waste regulation was also adopted, but we consider that it must be transformed into a working document, followed by some legal provisions that will allow to create right conditions for the establishment of collective systems that will harness multiple types of packaging. In this sense, we need a clarification of registration of collective and individual waste management systems and obtaining the operating license. A solution to subsidize through grants and co-financing of collective waste management system to boost their activities. A decision about exemption from tax for environmental pollution of economic agents that are part of a collective waste management system, or implement an individual system and a clear definition of waste ownership. And last, but not the least, we need to state support to establish a deposit system for returnable and reusable packaging that will also serve the goal of reducing waste. We, as FS Moldova, are the main Moldovan company that practices this system for a long time. And we are convinced that by establishing and enlarging this system, the amount of packaging waste may dramatically decrease, as well as energy and raw material usage. To develop appropriate legislation which allows and encourages the return of packaging for a fee through commercial units or specialized collective points. We need to extend and encourage by law the use of returnable packaging for all types of non-alcoholic beverages, as well as those with low alcohol content, which do not present a risk of counterfeiting. To elaborate a fiscal mechanism of this deposit system, taking into account that its application will have an impact on the self-cost of the final product. To identify the possibility of attributing the cost of the implementing the deposit system to deductible expenses related to entrepreneurial activity. And to simplify the authorization to collect harness activity to a simple notification and to elaborate additional documents that need to be issued when applying the deposit system, as it's including both fiscal and juridical bodies. Those are the brief main recommendations linked with the waste management. We are open for further discussions, exchange of good practices, providing expertise, of course, if there is a need. Thank you. Mr. Akpeche, thank you very much for your presentation. Stimată audiență, ofer cuvânt pentru prezentarea capitolului Digitalizarea economiei, directorului financiar al companiei Moldcell, vicepreședinte al companiei, Carolina Bugăian. Bună ziua, onorată asistență și cei din mediul online și cei prezenți fizic. Mă bucur foarte mult să avem aici alături de noi, anume la prezentarea capitolului cu privire la digitalizarea economiei, domnul Yuri Țurcanu, vicepremier, care are anume această funcție de digitalizare. Mă bucur că a fost anterior și domnul Dumitru Alaiba, președintele Comisiei Buget și Finanțe din cadrul Parlamentului, care de fapt s-a angajat să promoveze în continuare pachetul de digitalizare a economiei. Avem la fel prezent și domnul Ion Lupan, Consiliul Economic, pe lângă prim-ministru, care iarăși a lucrat foarte de aproape cu Asociația Investitorilor Străini, precum și alte asociații, la
îmbunătățirea mediului economic, anume în domeniul digitalizării. Și sper că anume această platformă ne va cataliza în continuare să asigurăm o dezvoltare mult mai avansată în acest sens. Vineri, de fapt, pregătindu-mă pentru această prezentare, am depistat că de curând a fost publicat raportul cu privire la indicele global al inovațiilor pentru anul 2021 și am fost, de fapt, foarte plăcut surprinsă că Moldova, timp de 11 ani, prezintă o performanță în domeniul inovațiilor mult mai deasupra așteptărilor comparativ cu dezvoltarea sa economică. Și, de fapt, aici, pe grafic, vedem foarte bine că Moldova are o performanță la fel de avansată în acest domeniu, precum aceste țări, cum ar fi India, Vietnamul și, de fapt, fiind global pe locul 64, iar în categoria țărilor cu venitul mediu redus, suntem pe locul 6. În regiune suntem pe locul 37 și dacă să ne comparăm cu vecinii noștri, România e locul 31, Ucraina locul 32, Belarusia locul 36. La baza acestui calcul sunt calculați mai mulți indicatori și la capitolul cunoștințe, tehnologii, creativitate, devansăm cu mult țările din vecinătate și avem un loc mediu 53, iar la capitolul instituții, infrastructură, complexitatea afacerilor, avem spațiu de mai bine, având locul 83. Un alt indiciu important este indicele economiei și societății digitale, unde Moldova este clasată pe locul 70. Se vede că avem foarte mult potențial și avem unde crește și a avansa în domeniul dezvoltării economiei digitale, dar avem nevoie de anumite blocaje birocratice pentru a le depăși, pentru a avea mai mult timp pentru inovații și soluții creative. Din acest motiv am structurat, de fapt, prezentarea în două capitole așa mai mari, una fiind toleranță zero la prezența fizică în relațiile business to government și avem o serie de acțiuni care au fost deja implementate. Vreau să menționez, de exemplu, crearea cabinetului electronic al antreprenorului care l-am avut în Cartea Albă, ediția 2019, a fost implementat. Însă mai este necesar încă de anumiți pași de a fi întreprinși. În primul rând, avem nevoie de elaborarea unui mecanism de implementare și aplicare a interacțiunilor la distanță. E nevoie de efectuarea unui registru a interacțiunilor posibile cu cetățenii și de a filtra pentru care acțiuni este nevoie de identificarea la distanță și este nevoie de utilizarea semnăturii digitale pentru care a putea fi comunicarea mult mai simplă doar prin intermediul electronic, fără identificare. De asemenea, este important să creăm o platformă juridică unică de înregistrare și radiere online a tuturor entităților cu statut de persoană juridică. De fapt, această platformă a fi o premiză reală pentru implementarea conceptului despre e-residence, care se bucură enorm în Estonia și am auzit că și domnul Iurie Țurcanu foarte mult este în favoarea acestei implementări. O altă problemă și probabil că trebuia să invităm și colegii noștri de la CNDCP și probabil că și Serviciul Informației și Securitate, care sunt mai rezistenți în domeniul digitalizării și eliberării acestor blocaje. Ori în fiecare decizie care trebuie luată, mereu comparăm riscurile față de beneficii și în anumite cazuri noi în business ne asumăm riscuri pentru a avea beneficii mult mai mari și atunci corectăm pe parcursul implementării anumitor reforme. Este important să ne aliniem legislația cu privire la date cu caracter personal cu cea a Uniunii Europene, ori la moment avem foarte multe impedimente în domeniul dezvoltării afacerii, anume create de această lege cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Un alt domeniu s-a referit la el și colegul meu, Sergiu Martinov, și anume toleranța zero la economie informală. Eu de obicei o numesc tenebră, fiindcă sună mai urât cumva și este mult mai... Suntem mult mai deschiși să luptăm cu lucruri care sună urât decât lucruri care sună diplomatic. Noi, cei din Asociația Investitorilor Străini, zilnic ne confruntăm cu elemente de concurență loială, neloială din partea agenților economici care se conduc de practici nu tocmai transparente și credem cu desăvârșire că digitalizarea va facilita reducerea economiei tenebre prin intermediul comerțului electronic, plăților online, introducerea treptată a elementelor tehnologiei blockchain, când întreaga tranzacție este securizată și nu poți face chichimiche pentru a modifica anumite date și atunci cumva toți vor fi obligați și nu vor avea altă alternativă decât să ducă mediul de afaceri într-un mod transparent și echidistant. Deja s-au făcut pași considerabili în crearea acelui registru de monitorizare electronică a vânzărilor și iarăși anul trecut am fost extins semnătura electronică, termenul acesteia, de la un an la doi. În Cartea Albă solicitam să fie majorat până la 5 ani, dar și cu mici pași cred că tot ajungem un progres. Cu toții am văzut, de fapt, cum comerțul electronic a fost stimulat prin intermediul pandemiei. Din păcate, anumite blocaje sau crize ne creează un teren propice pentru a identifica soluții. Ne gândeam foarte mult că probabil că ar fi bine să stimulăm plățile electronice. Posibil, o soluție ar fi să creăm anumite facilități sau să oferim reduceri cu privire la TVA atunci când se efectuează plata prin intermediul cardului sau online și ar putea fi echivalent cu acel comision pe care îl percep băncile între 1,5 sau 3%. Acțiuni similare au fost întreprinse și în alte țări. O altă solicitare care a rămas din Cartea Albă, ediția 2019, ține de recunoașterea semnăturilor digitale al furnizorilor de încredere din Uniunea Europeană, conform directivei eIDAS. Această recomandare s-a regăsit și în raportul EU4Digital, care a fost publicat acum de curând, pe 16 iulie 2021, și înțeleg că același angajament l-a luat și domnul Iurie Țurcanu împreună cu guvernul pe parcursul mandatului său. Prin urmare, anume în acest domeniu, vedem că avem foarte multe soluții practice și pași care pot fi implementați. Avem și deschiderea guvernului, parlamentului și partenerilor de dezvoltare și, cum au vorbit și antevorbitorii mei, probabil că la următoarea ediție a Cărții Albe vom putea elimina cu totul acest capitol din recomandările noastre și deja ne vom bucura de blockchain în întreaga economie a Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Carolina, mulțumesc foarte mult pentru aceste mesaje pozitive. Într-adevăr, cum ai spus și tu, majoritatea propunerilor pe care le-ai vociferat astăzi sunt incluse în pachetul digitalizare 1.0 la care au muncit colegii și din alte asociații de business. Acum proiectul este pe masa Parlamentului și având un aliat ca domnului Țurcanu, cu siguranță vom reuși să promovăm acest proiect care cât de cât vine să decongestioneze digitalizarea economiei. Doamnelor și domnilor, ofer cuvânt doamnei Olga Șchiopu, director general MedPark, pentru a prezenta următorul capitol, medicină și farmaceutică. Bună ziua tuturor! Onorată asistență, stimați colegi, MedPark, membru Asociației Investitorilor Străini, prezintă propunerile ce vizează capitolul medicină și farmaceutică. O parte din aceste propuneri a venit și anul 2019. Din păcate, nu ne putem lăuda că celelalte sectoare, prea multe din acestea, au fost implementate. Sperăm că urmează pentru perioada următoare să fie implementate. Deci, în anul mai... Deci, de 2 ani deja ne confruntăm cu criza pandemică mondială, evident și în Republica Moldova. Și în acest context, acele provocări cu care se confruntă sectorul a accentuat lucrurile înguste. Și anume, insuficiența de cadre medicale,
nevoie mare de reformare a sistemului, a sectorului, a sectorului ocrotirii sănătății, și anume a segmentului spitalicesc, importanța asistenței medicale primare și necesitatea de modernizare și digitalizare ale serviciilor medicale. La capitolul medicină și farmacie, în mod deosebit, voi atrage atenție la un singur aspect care ar părea mai neobișnuit, dar anume digitalizarea sistemului de sănătate. Ea este imperativă și absolut necesară. Am văzut în contextul pandemiei că acele țări care au avut sisteme medicale digitalizate au făcut față mult mai precoce, cu rezultate mai bune, au reușit să menajeze situația în țările sale, să o controleze. Nu neapărat s-a întâmplat în Republica Moldova. La începutul pandemiei nu știam câte patru spitalicești avem, nu știam câte ventilatoare avem, nu știam unde avem cadre medicale, nu știam nimic. Ne-am pornit această pandemie cu ochii închiși. Este o realitate. În acest context, digitalizarea sistemului de sănătate este absolut necesară pentru a trece în sfârșit la decizii în bază de evidențe, decizii în bază de dovezi, să nu luăm decizii arbitrare și la nimereală. După părerea noastră, este imposibil de a continua gestiunea sistemului sănătății așa cum s-a făcut până în prezent. Pilonul central în digitalizarea sistemului sănătății îl prezintă dosarul electronic a pacientului. Este un mecanism de mult implementat în majoritatea țărilor europene și anume în dosarul electronic a pacientului se regăsesc toate datele despre o persoană de la nașterea sa și pe parcursul vieții sale, toate interacțiunile care le-a avut cu sistemul. Acest dosar electronic al pacientului interacționează cu Registrul Național, interacționează cu baza de date a Companiei Naționale de Asigurări, ar trebui să interacționeze cu baza Companiei Naționale de Asigurări Medicine, cu bazele asistenței sociale și așa mai departe. Toată informația, toate sistemele ar fi trebuit să fie interoperaționale între ele și să ne ofere date pentru, încă o dată subliniez, pentru luarea deciziilor informate. Cu siguranță, digitalizarea va aduce la transparentizarea proceselor de circulație a informației, banilor, pacienților în sistem și va susține direcția de eficientizare a alocării fondurilor publice și combaterea risipii și a corupției la nivel național, ceea ce se dorește a fi promovat în toate domeniile de guvernare, iar domeniul sănătății nu trebuie să fie o excepție. Vorbind despre priorități, aș vrea să menționez în concluzie că nu mai puțin important este revizuirea mecanismului de stabilire a prețului la medicamente. Ori criza epidemiologică a accentuat necesitatea de elaborare a unui nou regulament pentru prețurile la medicamente de import și cele produse autohton, lista țărilor de referință și regulile sau principiile de identificare a țărilor de referință, precum și regulamentul privind structura, modul de ținere, completare și modificare a catalogului național de prețuri la medicamente. Mecanismul existent afectează nu doar activitatea multor agenți economici implicați în importul și producerea medicamentelor, dar are un impact negativ asupra vieții și sănătății cetățenilor, inclusiv prin prisma combaterii pandemiei COVID-19. Sperăm ca propunerile reflectate în Cartea Albă vor fi luate în considerație de către autorități în elaborarea planurilor de activitate și procesul consultativ de această dată va avea loc cu implicare eficientă a experților din cadrul instituțiilor și companiilor vizate, inclusiv celor care au participat la elaborarea acestui capitol. Vă mulțumesc! Domnul Șchiop, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Într-adevăr, sunt patru subiecte, toate patru sensibile. La trei din ele sunt create grupuri de lucru în cadrul Ministerului Sănătății și în cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitive Medicale. Avem în sală director general al AMDM, cunosc cu siguranță că sunt conectați colegii și secretarii de stat de la Ministerul Sănătății. Procesul s-a pornit, doar urmează să-l accelerăm. Noi, stimați colegi, ne exprimăm disponibilitatea noastră de a contribui calitativ la aceste acte normative.
Domnilor și domnilor, ofer cuvânt pentru a prezenta capitolul subiecte funciare doamnei Ludmila Andronec, director afaceri corporative EFES Vitanta Moldova. Vă rugăm. Bună ziua, stimați colegi. Eu mă simt așa într-o ipostază un pic druțiană la momentul ăsta, pentru că memoria mea, în momentul când mă pregăteam pentru acest discurs, m-a dus cu foarte mulți ani în urmă, când fără intenția de a face o carte albă, dar Druț a scris un articol care se numea Pământul, apa și virgulele și care a pornit proiectul de renaștere națională. Despre virgule oarecum a vorbit colegul Igor Corman atunci când s-a referit la sistemele de învățământ și sistemele duale de învățământ. Eu am să mă opresc doar la apă și la pământ, pentru că aceste două moșteniri pe care le-am primit, nu știu, de la Dumnezeu sau de la natură, necesită mai mult ca oricând o abordare serioasă și constructiv, atât din partea statului, cât și din partea afacerilor. Și, în primul rând, ne referim fără echivoc la faptul că avem nevoie de o revizuire, de o modernizare, de o punere în funcțiune, dacă vreți, a unui nou cod funciar care se prevadă niște obligațiuni mult mai serioase ale celor care sunt chemați să administreze pământul, dacă tot pretindem că este una dintre puținele valori care ne-au mai rămas. Noi cunoaștem că s-a încercat satisfacerea dorinței de a avea pământ pentru mulți dintre moldoveni, dar acum am ajuns la concluzia că am împărțit pe bucățele pământul și nu știm dacă de fiecare dată este administrat foarte corect, fără a atenta la proprietatea sfântă asupra acestui pământ. Totuși noi considerăm că oamenii trebuie să aibă o anumită obligație în ceea ce privește modul de prelucrare a acestuia și în special în cazul în care terenurile lor se află integrate printre alte terenuri care sunt deja consolidate, să facă parte din această consolidare. De asemenea, noi considerăm foarte important despăgubirea unor investitori care au investit în terenurile aferente celor neglijente, iar din cauza neglijenței unora dintre proprietarii teritoriilor, terenurile lor au fost afectate. Și un subiect care este prezent de mai mulți ani pe agenda noastră, noi totuși considerăm important să revizuim încă o dată și să modificăm eventual legislația în ceea ce privește excluderea normei care îngrădește dreptul de vânzare, cumpărare a terenurilor cu destinație agricolă de către persoanele juridice cu capital străin, fie că este integral sau parțial, dar cu condiția, desigur, că acest teren să fie folosit în continuare în același scop, în scopul dezvoltării unei agriculturi moderne. Mai există anumite carențe în ceea ce privește legislația financiară, pardon, funciară și în gestionarea apelor, pentru că, ziceam mai înainte, noi considerăm că pământul și apa sunt un dat de la natură sau de la Dumnezeu, urmează doar să le gestionăm. Avem nevoie de o strategie de gestionare a apelor și hidromelioratie, pentru că tot mai des și mai des, din păcate, trăind în secolul 21, noi încă ne plângem pe absența unor ploi sau pe absența precipitațiilor, pe când ar trebui să luăm în mâinile noastre această activitate. Și, de asemenea, nu uităm și rămânem pe poziția că agricultura, în ciuda tuturor investițiilor sau mari sau mici, rămâne un domeniu care în continuare este unul riscant și are nevoie de susținere. Prin urmare, noi optăm pentru și sugerăm crearea unor fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, dar și pentru acoperirea unor riscuri care țin de creditarea activităților agricole și, de asemenea, ținând cont de faptul că foarte multe dintre pământurile din localitățile noastre sunt arendate, noi totuși insistăm asupra necesității garantării respectării dreptului de preemțiune a arendașului în cazul înstrăinării pământului.
Și nu în ultimul rând, există câteva subiecte funciare care noi le considerăm importante pentru dezvoltarea localităților și pentru dezvoltarea industriilor din aceste localități. În primul rând este vorba despre simplificarea trecerii pământului din statut de pământ agricol în statut pentru construcții, astfel pentru a nu tergiversa anumite activități economice. Considerăm că este importantă modificarea competențelor agenției pentru servicii publice, astfel încât să simplificăm accesul la unele servicii cadastrale și să le poată primi oamenii, indiferent de locul unde se află, într-un mod centralizat și în sistemul unui ghișeu unic. Și de asemenea considerăm că este necesară excluderea noțiunii de intravilan și extravilan, trecând această competență, dacă vreți, legală asupra unor planuri urbanistice sau unui plan de dezvoltare teritorială care ar fi mult mai aproape de ceea ce urmărește, de fapt, reglementarea în domeniul funciar. Astea sunt în mare problemele, ele, după cum vedeți, persistă chiar de înainte de a ne obține independența, probabil, și de a veni investitorii străini, dar noi sperăm că în cel mai apropiat timp, una câte una, aceste subiecte să fie excluse din Cartea Albă. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Ludmila, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Atât timp cât ne numim un stat agrar, cred că autoritățile ar fi cazul să atragă atenție la aceste propuneri și nu doar. Doamnelor și domnilor, ofer cuvânt domnului Sergiu Postica, director strategiei dezvoltare și afaceri regulatorii Orange Moldova, care ne va prezenta capitolul Industria Telecom. Vă rugăm! Da, mulțumesc frumos, Ana, stimați participanți, onorată asistență, să încercăm să trecem în revist situația în industria telecom. Deci, industria telecom, de fapt, este una care stă la fundația și la baza dezvoltării sau dinamizării economiei per ansamblu, că comunicațiile sunt cheie a ne porni, a ne relansa, a ne crește pentru a facilita și digitalul, pentru a facilita comunicarea de orice natură. Foarte scurt, doar ca să fie clar ce înseamnă industria comunicațiilor în Republica Moldova. În 2020 am contribuit aproape sub 3% în PIB-ul țării. Suntem angajatori, dar mai mult contribuabili majori. Mai avem încă și dorim să investim în această țară, în această economie. Sumar, investițiile sunt peste 1 miliard de lei pe parcursul ultimului an. Deci și sigur că promovăm inovațiile, tehnologiile și dezvoltarea cu numeroase proiecte sociale în domeniul, în special, a educației digitale. S-a vorbit foarte mult despre digitalizare ca o componentă importantă în dezvoltarea economică a țării. Dar avem un set de carențe, un set de întrebări, fie suprataxarea inechitabilă, sau mai multe bariere administrative în dezvoltarea la ceea ce ne propunem noi să facem, că știm să facem bine, care ca consecință aduce la limitarea resurselor pentru investiții, la încetinirea dezvoltării infrastructurilor de comunicații electronice și de fapt creează obstacole de a avea tarife mai accesibile pentru utilizatorii finali și pentru a da o dinamică comercială mai esențială. Deci, cu părere de rău, practic toate subiectele punctate sunt foarte detaliate din capitolul Telecom în Cărții Albe Arfia. Se repetă întregime de ediția precedentă. Sperăm că în timpul apropiat să înceapă să dispară câte unul. Deci să cunoaște bine în industrie și de autorități subiectul taxei de lux, așa numite taxe de lux de 2,5, cu care se taxează toate veniturile de comunicații electronice. De remarcat că începând cu anul 2020, conform legii actuale a bugetului, această taxă va fi redusă sau se așteaptă să fie redusă la 1,5, dar totuși e o situație depășită, discriminatorie și inechitabilă vis-a-vis de operatorii de comunicații, în situația când conectivitatea, de fapt, devine o necesitate esențială, precum ar fi accesul, nu știu, la energie electrică,
și alte chestii primare. De aceea propunerea noastră este în cei mai rapizi termeni să fie modificată legislația în scopul excluderii acestei taxe. Un alt durere a sectorului și iarăși e o chestie de suprataxare este sunt cei 3 milioane de euro anual plătiți de industrie în scopul organizării unui instrument competitiv care se numește portabilitatea numerelor. Deci situația curentă, deci timpul curge și în 2023 trebuie să fie o altă rundă de implementare în sens că de a schimba sau expiră contractul actual și în acest sens noi sperăm, mizăm pe organizarea unui concurs pentru selectarea noilor furnizori sau administratori, așa cum prevede reglementările, dar având ca obiectiv stabilirea taxelor minime, cel puțin de 10 ori mai joasă și avem toate argumentele pentru a susține această tarificare. Deci, un alt domeniu care este cu impact masiv este remunerația pentru copierea privată, care este la 3% din veniturile obținute din vânzarea dispozitivelor care pot reda un conținut cu drept de autor. Aici, iarăși, există un set de carență, avem propuneri detaliate și, în special, acest plafon de taxă este exigent, nu există claritate în lista echipamentelor și procedeilor sau plafoanelor de redistribuire a acestor venituri de organizațiile gestiune colective către autorii la propriu și există un set de propuneri și în special promovarea modificării legii 139 din 2010 în baza proiectului elaborat în comun cu Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, cu toate detaliile care le avem publicate, vom avea publicate în Cartea Albă. O altă chestie care ține nemijlocit de dezvoltare și sustenabilitate în ceea ce numește comunicațiile în Republica Moldova este aplicarea legii privind accesul la proprietăți. Această lege fiind aprobată în 2016 prevede facilitarea dezvoltării rețelelor și de fapt este o transpunere a unor norme europene ca să parcursul acestor ani din 2016 să vedem că nu se respectă și nu se aplică nici de autorități, nici de instituțiile publice care sunt vizate, ne mai vorbim de sectorul privat și în acest sens sperăm că guvernul, ministerile, întreprinderile respective, cel puțin cele publice, vor aplica această legislație și nu ne vor impacta cu abordări gen că să nu mai accepte amplasarea echipamentelor de comunicații electronice în prisma acestei legi pe proprietățile sale. Este un alt domeniu, este vorba de simplificarea procedurilor de autorizare pentru construcția rețelelor, care este unul foarte complex. Comunicațiile electronice se confruntă cu complexitatea de autorizații impusă, cum ar fi pentru construcția edificiilor masive, capitale, ceea ce încetinește foarte drastic capacitatea de dezvoltare și de investiții. Și în acest sens sunt propus un set de modificări la legislația actuală, în speță legea numărul 163 din 2010, privind procedura simplificată, eliminarea cerințelor excesive și crearea registrului rețelelor edilitare. Și sperăm că aceste lucruri poate să se întâmple repede, că țara se dezvoltă, industria mai are capacitatea să investească și sper eu că vom avea o deschidere pentru a da un dinamism acestui subiect. Legislația în domeniul protecției cu datelor caracter personal s-a menționat de antevorbitorii mei, dar este o chestie cheie, având în vedere obiectivele care le-am propus în efortul de digitalizare și indiferent de domeniu, s-a menționat și medicină, există foarte multe direcții și în sectorul public și privat unde această chestie este necesară, dar digitalizarea poate avea succes dacă există aspectele bine puse la punct, ceea ce ține de așa numitul GDPR sau protecția datelor, directiva GDPR din Uniunea Europeană și respectiv este translată adecvat în legislația națională, care de fapt nu prea este cazul, că sunt un set de carențe și erori la transpunere în comparație cu cadrul european și în acest sens propunem examinarea obiectivă a
de către experți în Parlament a propunerilor inițiate anterior de mediu de afaceri la această lege și aprobarea deja modificărilor respective. Există tot o situație care este interesantă în procesul de transpunere a reglementărilor UE în legislația națională, deci se transpun destul de direct fără a ține de cont de faptul că, ca consecință, condițiile de activitate sunt înăsprite. În special vorbim despre cadrul de management a spectrului radio, costul licențelor, neraportarea acestor taxe la realitățile Republicii Moldova, în speță capacitatea de cumpărare, teritoriu, și așa mai departe, care de fapt o fac alte state la translarea acestor prevederi. Și în acest sens există o listă de propuneri destul de punctate. Și de fapt este încă o chestie care este sistemică, domeniul telecom fiind unul de importanță, este subiect de reglementare. Există Agenția Națională de Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologie Informației, care veghează piața de comunicații electronice, dar vrem să constatăm că urmarea studiului recent al Uniunii Internaționale de Telecomunicații, chiar există o expertiză independentă care vine cu careva recomandări, că anarcete necesită consolidarea independenței și întărirea responsabilităților. În acest sens, se propune să fie trecută anarcete din subordonarea sau numirea de către guvern și raportarea către guvern, către parlament, așa cum se întâmplă în alte domenii care necesită reglementare specifică și corectă. Vă mulțumesc foarte mult, sperăm că vom fi auziți și în viitorul apropiat să vedem cum aceste subiecte se rezolvă dinamic. Mulțumim! Domnul Pustică, mulțumesc foarte mult pentru cartografierea provocărilor industriei telecom, dar și cu venirea unor soluții concrete de eradicare acestora. Doamnelor și domnilor, ofer cuvânt domnului Nicolae Borisov, președintele Comitetului de Conducere Moldincom Bank, care ne va prezenta capitolul Sistemul Financiar. Спасибо большое. Я думаю, что все согласитесь, что то, что в молдавском банковском рынке зашли зарубежные инвесторы, дали дополнительную стабильность этому рынку. С другой стороны, увеличивающая конкуренция показывает то, что все клиенты, как юридические лица и физические лица, воспользуются этой конкуренцией. Я опять вернусь к презентации как требования, которые насочены на дигитализацию и аутентификацию клиентов. Для нас очень важно, и пандемия показала вопрос то, что если мы можем работать на дистанции. Для банков очень важно, чтобы взяли клиентов, которые могут пользоваться всеми банковскими продуктами не только из своего дома, из-за рубежа. Наличие многих молодаван, которые работают и живут за рубежом, обязывает нас предоставить эти продукты. Этот вопрос имеет техническую часть и имеет юридическую часть, которую, я надеюсь, с правительством мы решим его очень быстро. Другой вопрос – это опять про идентификацию клиентов. Вы знаете, что в Европе, в Америке, кроме паспорта для идентификации, можно пользоваться и документом водительских прав. Мы предлагаем, чтобы это было возможно и в Молдове, и не только банки, а все воспользовались этим. Не знаю, если вы в курсе, но в банках есть очень много дел, которые, как мы не считаем своим, как сказать, своим бизнесом. И часть из них – это работа с судьями-исполнителями. По функции больше 50 тысяч таких запросов каждый год поступают в банки, и пока это возможно только на бумаге. Это огромная работа,
возможность о ошибках и огромный труд людей. Мы предлагаем, чтобы... Я извиняюсь, нету презентации. Да. Мы предлагаем, чтобы это было возможно через дигитальную систему. Пока знаю, что идет разговор с ассоциацией банков, чтобы эта система была система, которую мы используем для коммуникации с налоговой службой Молдовы. Надеюсь, что это будет скоро, и это дает нам более большую эффективность и не загрузит наших сотрудников, как на сегодняшний день. Другое наше предложение связано с очень большой администрацией по открыванию филиалов и агентств, которые требуют дополнительной регистрации, и мы хотим облегчить это в будущем. Наша работа связана с нашими клиентами, и часть этой работы – это доступ к финансированию. Основной потенциал мы видим в агросекторе, и поэтому наши предложения насочены к большинству на этому сектору. Мы не понимаем, например, различия, которые в регламентах и в законодательстве являются между третированием банковского лизинга, договора лизинга и с другими договорами лизинга, которые в Республике Молдове. Например, что для меня очень интересно, что, например, если агропроизводитель пользуется лизингом, договором лизинга с стороны банка, он не может пользоваться субвенцией. Если он пользуется лизингом с другой стороны, это он может пользоваться. Этим образом банки вышли из этого рынка, и мы ограничиваем по финансированию. То же самое, когда мы говорим о договорах лизингах, это как банки и как другие игроки рынка получают документы и идут на процедуру к судье исполнительной. У банков тоже более, сказать, нехорошее положение, когда идет на исполнение к судьям исполнителям с договорами лизинга, которые сделаны со стороны банка. Две другие предложения, которые я хочу отметить, которые я знаю, что это не решится в этом году, не в следующем, но нужно думать в этом направлении, это начать разговор о наличии, о создании биржи товаров, тем более в бирже товаров в агросекторе, где те, которые производят, с торговцами могли свободно контактировать, договариваться и оплачивать эти товары. И все это было на прозрачной основе, и чтобы эта информация была известна участникам в рынках и могли пользоваться как налоговой службой, так и другими государственными органами. Чтобы эти договора, которые заключаются на этой бирже, были приравнены к нормальным торговским договорам. Другое предложение, которое мы даем и думаем, что это тоже будет очень хорошо для агробизнеса, это документ доверенности, которые будут по агропродуктам, которые будут обусловлять наличие и этих агропродуктов. Я попытаюсь прочитать румынскую, потому что на презентации она более видна. Это концепция рециписа агрикола материала сауфинанчара, которая дадит возможность банков принимать как обеспечение эти документы, этой доверенности, их идентифицировать, как и быстро, как и другим торговцам на рынке, так и банков быстро реализировать эти документы и эти продукты. Я хочу поблагодарить ассоциации за возможность поделиться нашим мнением и
желаю успех всем и надеюсь на быстрые результаты, потому что только так мы можем идти вперед. Спасибо большое. Уважаемый господин Борисов, большое спасибо. Domnul Борисов se menționat faptul despre elaborarea și reglementarea conceptului de recepisă agricolă, materială sau financiară după experiența Ucrainei. Vrem să vedem și opinia autorităților la acest capitol. Doamnelor și domnilor, cu succes am finalizat agenda. Dacă dorește cineva să ia cuvânt, să se pronunțe asupra unor propuneri, urmează un șir de întrevederi cu reprezentanții autorităților publice centrale, cu Parlamentul, cu comisiile parlamentare, un șir de subiecte le vom include și în cadrul platformei Consiliului Economic pe lângă primul ministru, unde avem deschiderea și susținerea. Doamnelor și domnilor, ofer cuvânt de închidere președintelui Asociației Investitorilor Străini, dr. Alexander Kos. Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, на примере организации проведения сегодняшнего мероприятия вы заметили, как важна качественная дигитализация в Республике Молдова. Я еще раз приношу вам свои извинения за то, что произошла эта заминка с интернетом. Но надеюсь, что главный смысл этого мероприятия будет донесен до тех, кто должен его воспринять. Мы очень надеемся на то, что власти серьезно изучат эту белую книгу, приложат усилия для того, чтобы предложения, которые в ней изложены, были имплементированы на благо Республики Молдова и ее народа. В заключение я хочу поблагодарить еще раз всех экспертов, всех членов ФИА за их участие в составлении этой белой книги. Вы просто молодцы, спасибо вам огромное. И пожелать нам всем здоровья и успехов. Разрешите передать слово Ане для оглашения дальнейшей повестки сегодняшнего дня. Спасибо. Cu cei de pe online ne luăm rămas bun și vă mulțumim tuturor pentru participare. O zi frumoasă!